Avocatul poporului Mihai Cotorobai în studioul Europei Libere de la Chișinău, dumnealui și fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova Independente, semnatar al declarației despre independență. Domnule Cotorobai, să pornim această discuție întrebându-vă cum se clădește statul de drept Republica Moldova, care trebuie să asigure drepturile cetățenilor, libertățile lor. În general, dacă s-o luăm de la bun început, orice stat de drept se construiește greu. Fiindcă această denumire stat de drept, ea cuprinde, să spunem așa, întreaga soartă atât însă a statului ca entitate, cât și a oamenilor care trăiesc în acest stat. În jurisprudență, dar și în viața de toate zile, să vorbesc în două aspecte despre această întrebare. E vorba despre statul de drept, ce ați întrebat dumneavoastră, și statul bazat pe drept. Iată, de fapt, ar trebui să fie ambele. De aici se începe, într-adevăr, realitatea și dreptatea, dacă vreți. Ele parcă ar părea că să fie identice, dar totuși în sens democratic, în sensul dezvoltării unui stat democratic, corect, e clar că este stat de drept. De ce? Deoarece orice alt stat este bazat pe un drept. Domnul Cotorobai, toate guvernările care s-au perindat la putere, asta au promis alegătorilor, că edifică acest stat de drept. Da, a promite este ușor, cum am spus de la bun început. A construi un stat de drept este greu. 28 de ani e puțin? 28 de ani în aspect istoric este puțin, să spunem așa. Dar în sensul întrebării dumneavoastră... Unei vieți de om? Da, e vieți de om de asemenea, dar de construcția unui stat de drept... este cu atât mai mult. Deci eu am spus stat bazat pe drept, pentru că nesovietic tot a fost stat, dar bazat pe drept. Dar ce fel de drept? Statul lui Hitler tot a fost stat bazat pe drept. Și celelalte, ele sunt bazate pe un drept. Dar statul de drept presupune, în primul rând, respectarea demnității umane, supremația legii și, desigur, că respectarea ei de toți și în primul rând, de cei care ați spus dumneavoastră, demnitarii care au promis că vor construi un stat de drept. Demnitarii au promis, am vorbit de cele 15 guverne care au fost la putere, dar lucrul ăsta nu se face cu o justiție care nu înțelege cum trebuie să respecte buchea și spiritul legii. Da, să știți dumneavoastră că în cazul de față, pe parcursul anilor, toți guvernanții, într-adevăr, promiteau că va fi un stat de drept, dar justiția este și ar trebui să fie în capul miezii tocmai în condițiile unui stat de drept. La noi nu a avut loc. Sau dacă și-a fost în capul miesei, păi în celălalt capăt. Nu unde trebuie să fie. Pentru a asigura respectarea drepturilor omului, pentru a avea loc, într-adevăr, supremația legii și justiția adevărată, e nevoie într-un stat de a respecta un principiu simplu. Principiul continuității și stabilității. La noi 15 guverne, cum ați spus dumneavoastră, au fost 15 variante de a conduce. Și niciunul nu a recunoscut ceea ce s-a făcut înainte lui. Nu există continuitate. Ai de ajuns să ajungem la guvernare care încep a inventa niște lucruri care par a fi, încă o dată, repet, bazate pe unele principii, dar ele sunt de moment.
Eu aș vrea ca dumneavoastră să nuanțați aceste declarații pe care le faceți și să vorbim ca să înțeleagă și cetățeanul de la firul ierbii ce înseamnă când se încalcă drepturile omului. Deseori când discut cu cetățeanul de la firul ierbii, el zice că trăiește ani buni în umilință. Umilința înseamnă că este afectat de sărăcie, că nu are un loc de lucru bine plătit, că pensia nu-i acoperă nici o a treia, a patra parte din necesitățile unui trai decent pe care îl merită să-l aibă cel care a ajuns la o anumită vârstă. Cum explicați dumneavoastră acest lucru? Explicația părea și simplă în același timp, dar este și destul de complicată. În primul rând, dacă noi am urmărit acești 28 de ani, vom vedea că pe parcursul întregii acestor 28 de ani nu s-a lucrat, nu s-a muncit asupra culturii respectării drepturilor omului, cultura drepturilor omului. Cultura juridică care cuprinde în același rând și respectarea drepturilor omului. Asta înseamnă că, dacă să punctăm, cine este de vină? Deci cultura n-a fost promovată la nivelul respectiv și n-a fost prioritară pentru stat nici la o etapă. Cu atât mai mult, ea trebuia implantată, ea trebuia dezvoltată, ea trebuia promovată, deoarece o astfel de cultură noi nici n-am avut cu dumneavoastră până la 28 de ani. Dar cultura asta ce trebuie să presupună? Fiindcă în Uniunea Sovietică oamenii aveau un minim social, confort, care le asigura un nivel respectiv de existență. De existență. Și în același rând asta o efectuă prin intermediul autorităților statale. De aici, cultura nu s-a dezvoltat de respectare și de luptă pentru drepturile omului, dar s-a deprins cu varianta că cineva le face toate astea. Autoritățile statului, statul în întregime, cineva are nevoie de pensie, la timp vine salariu și așa mai departe, dar când s-au început încălcările, oamenii au rămas fără apărare, fiindcă nu știu să se apere. Eu am o frază care între noi se vorbește din domeniul Institutului Național de Protecție a Drepturilor Omului. Cu părere rău la noi, oamenii dorm pe drepturile lor. Dar nu trebuie să dormi, trebuie să te lupți, trebuie să le capezi. Mulți din ei nu și le cunosc. Păi iată, eu trec la etapa a doua. De ce? În perioada următoare care trebuia, imediat trebuia de promovat și de lămurit oamenilor drepturile lor. Și în sfârșit, perioada a treia, care oamenii numai că nu-și cunosc drepturile lor, dar nici nu știu unde să se adreseze când ele sunt încălcate. Și iarăși așteaptă cum erau învățați pe vremuri. Cineva să le apere, cineva iar să cei care știu unde să se adreseze ca să le fie apărate, cred că justiția nu a avut interes să apere în multe cazuri drepturile omului, pentru că dreptatea acolo și-o caută, în instanță. Exact. Justiția este un exemplu și un subiect de discuție aparte. Dumneavoastră sunteți jurist de factură. Desigur că da. Eu am spus-o în raportul anual și anul trecut la apărarea raportului în Parlament. Că atâta timp cât noi o să avem o justiție selectivă... Cum s-a ajuns la această justiție selectivă, domnule Cotorobai? Păi asta, după mine, de la aceasta s-a început, de la nerespectarea drepturilor omului, unde instanțele de judecată au devenit, eu aș spune așa, locuri de pedeapsă, sau cum spun, un fel de... O autoritate care pedepsește pe drept și pe nedrept. Pe când o instanță adevărată, o instanță judecătorească, trebuie să fie instanța unde te duci pentru dreptate. Să capezi dreptate, dar nu să fii pedepsit. O justiție compromisă poate să
revină la normalitate? Și cum se revine? Pentru aceasta trebuie de făcut, de efectuat multe lucruri. În primul rând trebuie de eliminat elementele de corupție. În al doilea și următoarele rânduri ar trebui pentru acolo de a fi numiți oameni onești, oameni cinstiți, oameni care își respectă, mai bine zis, atitudinea sa față de cetățeni. Există asemenea persoane? Dacă există, vor ele să ajungă în aceste funcții? Le este frică? La anumite etape ziceau că sistemul este mai diabolic decât și-l închipuie unii. Știți, a pretinde la funcția de judecător, în primul rând, înseamnă a-ți asuma anumite riscuri. Și iată aici riscurile, eu le-aș clasifica în pozitive și negative. Deci dacă ai hotărât să devii judecător, înseamnă că trebuie să-ți lași ambițiile deoparte, să-ți lași fudulia deoparte, să-ți lași mânia deoparte și așa mai departe, ca calități personale. În al doilea rând, trebuie să fii specialist, trebuie să fii cărturar. Mulți își pun întrebarea, cei care și-au cumpărat diplomele, făcând studii la drept, ei pot deveni specialiști integri? Desigur că nu pot să devină, și e clar de la bun început. Eu aici pot spune de acum ca profesor universitar. Exact, ați crescut pleiade de specialiști. Eu îi văd în ochi și le spun la unii, le spun în ochi, le spun. Unde eu, obiectele mele sunt disciplinile la cursurile mari, la ultimele cursuri. De acum ești trecut pentru toate. Când ajunge, îl întreb, unde vrei să ajungi? Spun, vrei să ajungi. Unde, cum spun moldovenii noștri, unde ți-ai băgat capul? Asta nu e de tine și nu e să ajungi niciodată. Păi a fost mama, a fost tata, m-au sfătuit și eu merg pe calea respectivă. Sigur că da. Când e vorba de selectarea oamenilor care pretind să devină judecători, ei trebuie să aibă absolut alte calități și alte principii de selectare decât, spunem, decât alte profesii. Domnul Cotorobai, cu ce ochi trebuie să se uite simplu cetățean la unii magistrați pe care îi văd, cu mașini de lux, cu castele care valorează niște sume fabuloase? Cum poate să sperie simplu cetățean că un asemenea judecător se gândește la problemele celui năcăjit? Întrebarea e tare bună, cu ce ochi. Eu pot să vă spun și cu ce cuvinte, eu pot să vă spun și cu ce mimică și așa mai departe, fiindcă eu văd oamenii ăștia. Eu îi văd oamenii ăștia în audiență personală care se adresează avocat poporului și aud ce vorbește lumea despre judecătorul care l-a judecat, despre apărătorul, despre avocatul care l-a apărat, nu mai spun dacă e de vorbă penală, de procuror și așa mai departe. Deci oamenii, dacă să generalizăm, se uită cu ochii răi, cu atât mai mult când văd luxul de lux, lexul de lex și... Dar cum au agonisit asemenea averi? Nu e... Păi asta de acum e... Nu trebuie să-i judecăm, pentru că este cine să le spună dacă au încălcat sau nu au încălcat legea și bunul simț. Dar cum e posibil ca într-o țară săracă... Păi organele respective trebuie să se pronunțe. Desigur că da, dacă sunt suspiciuni, dacă sunt cu atât mai mult suspiciuni rezonabile, nu numai e de vorbit. Toate acțiunile trebuie duse până la capăt. Statul de drept se edifică cu asemenea specialiști și trecem la funcțiile avocatului poporului și la problemele pe care le rezolvați dumneavoastră. Să știți dumneavoastră că în cazul de față ar fi o nedreptate dacă eu aș spune că nu avem specialiști. Dar iată aici apare grupa cei care am spus eu
doi de riscuri, care poate să adie și de acum să se abată el însuși de la reguli, la principiile cele care eu le-am denumit. În cazul de față, desigur că fiind specialist bun, poate fi întrebat și poate fi ademenit în niște scheme, în niște cazuri, în niște situații care mai apoi clar că nu-i faci față, nici ca specialist și cu atât mai mult ca om într-un stat de drept. Corupția se pare că afectează cel mai mult drepturile omului. Exact. Deci, eu chiar în primul raport am făcut trimitere la raportul pentru anul 2014 în Parlament, unde... Atunci, în 2015, când ați venit în această funcție de avocat al poporului. Care am făcut trimitere la raportul Secretarului de Stat a Americii despre drepturile omului în lumea întregii. Și în Republica Moldova. Dar nu, să știți, doamna Valentina, nu în Republica Moldova, dar raportul se începea cu Republica Moldova. Nu Rusia, nu Ucraina, nu alte state, celelalte din Europa, dar se începea cu Moldova. Unde o frază o folosesc întotdeauna. Corupția în Republica Moldova este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului. Pentru că le afectează. Și, sigur că da. Știți, dumneavoastră, că nerespectarea principiilor de o justiție accesibilă, de o justiție corectă, asta aduce după sine afectarea tuturor celorlalte drepturi. Nu că m-am adresat și nu așa s-o hotărât, dar mai departe depinde de subiect, drept de proprietate, dreptul de... Tot sunt legate cu problema respectivă. Dacă noi vom lichida corupția, dar corupția ce înseamnă? Că persoanele trebuie ele să fie pregătite. În același rând, statul organizează și, să spunem așa, instruirea respectivă a oamenilor, a cetățenilor. Și eu întotdeauna spun că o cale ar fi corect dacă lumea ar înțelege și ar fi educați în sensul că nu trebuie de dat mită. Nu trebuie dat mită. Noi facem diferite pleanțe, nu corupție, eu nu dau mită. Eu nu contra și așa mai departe. Deci, dar nu preprinde acest lucru. Nu prinde cu părere de rău. Fiindcă așa este de adânc sistemul. Fiindcă fără anumite favoruri, să nu le numesc altfel, sigur că este imposibil de rezolvat. Eu încă o dată spun, și părerea mea, ca cetățean, dar ca avocat a poporului, unde oamenii zilnic vin cu plângeri de astfel de caracter și îmi spun la direct, până n-am dat, n-am rezolvat. Și cât de putincioși sunteți dumneavoastră ca să-l ajutați pe cetățeanul care vine și vă sesizează referitor la o problemă gravă, mai puțin gravă? Știți, în cazul de față, avocat poporului are anumite atribuții expresele prevăzute în legea numărul 5. Dar speranța multora e că anume avocatul poporului ar putea să-l ajute să meargă pe cărărușa cea bună. Să știți că nu atâta dacă să-l îndemne, noi îl îndemnăm. Noi îl consultăm, da, noi dar oamenii vin, dar oamenii vin cu adresările respective crezând că noi îi vom rezolva problema. Haideți să ne referim la cazurile cele mai de rezonanță care apar în prim plan de încălcarea dreptului omului și persoanele care vin la dumneavoastră după ajutor. Vedeți, eu aici aș lua mai departe, aș lua mai în sens mai larg. Instituția Avocat Poporului ca instituție națională de protecție a dreptului omului nu trebuie într-un stat de drept să fie concepută ca un organ care iarăși din nou rezolvă problema. Nu trebuie să dubleze funcțiile pe care le au instituțiile care sunt menite. Cu asta trebuie să ocupe organele și autoritățile care sunt împuternicite. Dar instituția ombudsmanului este instituția care constată încălcările de către autoritățile publice, centrale, locale,
și elaborează recomandările și concluzii respective, unde le indică lor să înlăture aceste încălcări. Dar și la CEDO cel mai multe cazuri sunt... Da, desigur că care? După dată... Cele care da, se încalcă în timpul... Accesul la justiție, exact. Da. În jurul de 29% din toate adresările sunt... Pentru că s-a încărcat dreptul la accesul la justiție. Accesul la justiție și e clar că e vorba de un proces echitabil. În... varianta care dumneavoastră puneți întrebarea în cazul de față, avocat poporului nu trebuie să fie organul sau autoritatea, să spunem așa, care este constituit pentru a examina cererile cetățenilor. Asta este greșeala de bază, fiindcă instituția avocat poporului nu este altceva decât instituția care supraveghează activitatea autorităților. Ea este independent, autonomă, nu supune nimănui, nimeni n-are dreptul să intervină în activitatea, dar aici apare problema numărul 2, realizarea și îndeplinirea recomandărilor avocatului poporului. Și mi se pare că e și ceva mai grav. Nimeni nu se implică în activitatea instituției, autorității ombudsmanului, dar mai degrabă o neglijează. Păi exact. Iată, asta eu am vrut să spun. Etapa a doua, realizarea recomandărilor. Avem trei categorii de autorități. Din acest punct de vedere, autoritățile care reacționează, să spunem așa, nu prompt, dar la timp, de bine, de rău, respectiv se ține, se menține, spunem așa, echilibru de concluzie, recomandare și răspuns. Asta am îndeplinit, asta nu putem și așa mai departe. Doi, care parțial, când vor răspund, când nu vor, nu răspund. Și în sfârșit, grupa care dumneavoastră a spus, trei, care neglijează complet, nici nu răspund, nici nu se uită. Și asta nu e vorba de organe de jos, începând de la primărie, am avut treabă și cu unele primării chiar. De dar jos. E vorba până la instituția legislativă, până la instituțiile judecătorești? Care, da, într-adevăr, neglijează. E vorba mai mult de instituțiile judecătorești, noi nu ne implicăm. Nu vă implicați. Dar de autoritățile publice, locale, locale, centrale, sunt care nu neglijează, într-adevăr, recomandările avocatului poporului. Cu atât mai mult eu am spus-o și mai repet și cu această ocazie. Când am făcut ultimul raport în Parlament, în lege scris că adoptă o hotărâre. Hotărârea trebuie să fie adoptată în sensul respectării și realizării recomandărilor ombudsmanului. Fiecare capitol, fiecărui minister, autoritate locală și așa mai departe, dacă e cazul. Parlamentul a mers pe altă cale. Și mi-a paradoxul? Scris, paradox constant în aceea, că în hotărâre e scris că se ia act de raportul, spunem așa, frază, și doi, guvernul va ține cont de recomandările, concluziile avocat poporului și mai departe 17 recomandări sau mai multe în soare. Avocat poporului se recomandă. 1, 2, mie îmi dă un loc să fie viceversa care am zis. Iată de unde se începe și mai este un paradox. Drept. Chiar Parlamentul este cel care votează pentru ca să ajungeți în această funcție. Păi da, eu sunt numit de Parlament și în principiu în doctrina generală, socotic, avocat poporului trebuie să fie susținut în primul rând de Parlament. Exact. De către Parlament, societatea civilă și așa mai departe. Dar restul, avocat poporului supraveghează activitatea guvernanților și unde ei greșesc, calcă nu cum trebuie, avocat poporului îi antenționează. Eu mi-amintesc că au fost câteva cazuri când v-ați autosesizat și ați avut o
părere tranșantă, inclusiv când a fost vorba de votul cetățenilor din străinătate și în alte cazuri. Da, deci avocat poporului în cazul, să zicem așa, includere în examinarea sau în investigarea, să spunem, a unor cazuri, situații, are trei căi, să spunem așa, trei surse, trei posibilități. Este sesizat, este, se autosesizat? Da, cererea, deci cererea, noi nu la sesizare și nu la petiții. Asta este foarte esențial. Oamenii nu înțeleg. Nu înțeleg și nu înțeleg nici guvernanții și nici cei care socot profesionali în domeniu. Eu nu vreau să concretizez, am avut ultimele evenimente unde am pus întrebări. Când am auzit răspunsul, am văzut pe urmă ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Deci e vorba de cerere. Avocat poporului poate să implice, dacă găsește că este încălcat drept sau presupune, la cererea cetățeanului. Și cererea trebuie să fie individuală. Nu poate să adreseze nici tata, nici mama, nici mama, nici cu mătru, nici nanașul, nici... Trebuie să fie individuală. Absolut. Deci, în cazul de față, acest, spunem așa, principiu, noi îl respectăm. Deoarece cu atât mai mult acum a apărut problema legată cu datele personale și așa mai departe. Doi, deci poate să fie autosesizare când avocat poporului constată încălcări în masă sau sunt situații de importanță majoră pentru societate. Deci autosesizare imediată, care a spus dumneavoastră și a făcut-o expres ombudsmanul în cazul lui Brăguță, în cazul și așa mai departe, care dumneavoastră ați văzut cu drepturile electorale și așa mai departe. Și în sfârșit, avocatul poporului poate să intervine în apărarea drepturilor unor persoane care ei nu pot însuși ei să le apere. E vorba de persoane cu dizabilități, de exemplu. În caz de față, ombudsman avocat poporului poate și în proces de judecat să participe în interesul acestor persoane. De aceea, nu sesizarea, dar și autosesizarea de la sine are loc, dar ele pur și simplu se numesc altfel. De la înălțimea timpului, ziceam că suntem în ajunul zilei de 27 august, când va fi marcată 28-a aniversarie de la proclamarea independenței. Ce regrete aveți? Bună întrebare, fiindcă la această întrebare trebuie să cauți răspuns cam zilnic, spunem așa, dacă este niște activități care țin acum de cazul de față, drepturile omului, de libertățile fundamentale. Sigur că regrete sunt și poate și un fel de eșecuri care poate nu mi-apărțin personal, dar care în întregime, dacă s-o luăm din anii 90, din... cunoaștem că noi cei care am votat independența eram niște visători, așa. Eu mi-amintesc cu cât entuziasm noi vedeam viața mai înainte și nu credeam cum acum la 28 de ani o să ajungem în principiu să constatăm că aproape nimic nu s-a realizat. Și iată, aceste regrete constă în mai multe. Eu personal regret și socot că este un eșec. De exemplu, că nici de cum n-a fost realizată reforma care, să-mi fie iertat în nemodestie, dar am promovat-o, promovat și rămân ferm convins că atâta timp când în Republica Moldova nu o să fie înfăptuită, realizată o reformă teritorială administrativă și administrativă și finanțe publice, statul va bate pe loc cum bate astea în 28 de ani.
Va bate pasul pe loc. Da, bate pasul. Reforma teritorială administrativă, reforma da. Justiției... Noi atunci plănuim. La 1 ianuarie 2092 trebuie să intre în funcție. Eu am pus tot pe masă. Eșec autodizolvarea sau regret autodizolvarea Parlamentului. Primului Parlament. Lămuream atunci că însuși hotărâre de autodizolvare este incorrect. Pentru că noi am fost aleși din teritoriu. Pe circunscripții unii nominale și deputatul putea să-l retragă numai cei care l-au ales. Și nu eram în asta. Greșeală, eu o socot la moment atunci, regret, sistemul de vot proporțional care a fost repede inventat, 94, vot proporțional pe o singură circunscripție. Și azi, dacă mai păstrăm toate cele, așa și o să stăm pe loc. Economia, privatizarea, sau cum spunea poporul și spun și azi, prihvatizarea, ce? Asta au fost... Pe unii i-au îmbogățit, pe alții păi i-au sărăcit. Asta a fost, doamnă Valentina, asta a fost după mine primul jaf deschis. Serios, primul jaf al populației, major. Regret că n-a fost realizată reforma funciară, cum de pe loc propuneam, la fel. Noi, de la Uniunea Țăranilor, atunci am avut proiect alternativ, unde era foarte simplu. Restituția, dacă nu de plină, convențională, reformă parțială, restituția. Întorceți pământul la care au fost, la foștii proprietari. Astăzi nu la acești proprietari am ajuns care conțin sute și mii de hectare, care le-au cumpărat la cei care nu l-au avut niciodată. Și l-au dat pe o balercă de vin sau pe altceva peste noapte. Că el nu a avut pământ niciodată. Mai departe, dacă eu cred că o tare mare încercare pentru statul Republica Moldova, a independenței întregimii, a fost conflictul de la Nistru. Asta-i sunteți avocatul poporului și pentru cetățenii exact, din stânga Nistrului? Exact. Deci avocatul poporului are reprezentanță în teritoriul limitrof, cu risc sporit, îl am chiar în Varniță, 300 de metri de la Bender. Dar păi sincer... să știți, 80% din adresanți sunt din partea CIA. Deci. Și cum vă explicați? Păi ne explicăm că acolo se încalcă drepturile. Se încalcă. Atât la ăștia, de partea asta, libera circulației, problema copiilor, problema documentării și așa mai departe. Dar credeți că se conturează o idee cum ar trebui să fie soluționată această problemă transnistreană? Eu nu aș vrea să ating politic în caz de față, dar pot să vă spun pe linia ombudsmanului. Deci acum, în cadrul OSCE-ului, am reușit și am insistat să formeze un subgrup de lucru în grupul de lucru general cu Transnistria, subgrup problemele drepturilor omului. Deci vom vedea. Eu particip, eu personal, în unele cazuri la ședința acestor lucruri. Am discutat problema care sunt comune, nu avem persoanele cu dizabilități, problemele copiilor și așa mai departe. Eu cred că pe această cale unde vom merge, anume pe respectarea drepturilor, doar să egale și trebuie să fie egale. Oriunde, în orice teritoriu. Și oamenii sunt aceiași care au și merită respectarea drepturilor lor. Și încă o problemă care o regret destul de sincer și serios, mă frământă, este problema, tocmai mai bine zis, consecințele problemei din nerespectarea drepturilor omului și neglijența statului a acestor drepturi, prin care oamenii se dezamăgesc complet în eficacitatea și existența statului în întregime, dacă nu-i apără drepturile lor. Asta aduce la ce? Ceea ce avem după ultime date a Biroului Național de Statistică. 2,3 și aproape 70 milioane de persoane, de cetățeni, față de 3,7 mai mult în 91. Unde e milion? Să duc oamenii acolo unde demnitatea umană este la nivel,
unde legea e în capul mieții, unde demnitarii au grijă, unde este buna guvernare. Eu acum le spun. Formați-vă și uniți-vă și activați bazându-vă pe buna guvernare. Asta înseamnă că oamenii trebuie să știe ce au de gând să facă guvernanții. Nu să aflăm din actul normativ care e publicat în Monitor Oficial fără să știe nimic. Dar apropo despre transparența decizională, exact, asta e așa mă vedere. Asta lasă de dorit, da? Asta, absolut. Ați fost și magistrat la Curtea Constituțională. Vă pun, poate că, la prima vedere, o întrebare provocatoare, dar nu e chiar atât de provocatoare. Cât de mult este afectată imaginea acestei instituții dacă acolo ajung magistrați care au avut sau au apartenență politică? Eu nu vreau să spun în discuție sau să spun la faptul care sunt numiți, și imaginea care, cum sunt instituții. Numiți și așa mai departe. Dar cum își înfăptuiește activitatea în ultima perioadă, în ultimul timp, Curtea Constituțională, este, nu fi din nemodestie, cu mult mai departe de ceea care era, că am fost noi în primă componență. Domnul Alexandru Tănase a spus, nu știu, când fiind președinte, că numai noi, până la noi nu s-a făcut nimic. Dar noi ce am făcut? Prima componență. El știe cum noi am format prima hotărâre. De un soi, Curtea Constituțională, prima adoptare a primei hotărâri. Doi judecători erau în Parlament, doi în Guvern și doi, cum ziceam noi, era în plutire liberă. Nu avem nici local, nici sediu, ne adunam numai în ședință. Dar nici prin gând nu ne trecea să adoptăm hotărâri de care noi am fost martori în perioadele anterioare. Da, întrebarea mea era dacă este afectată imaginea instituției din moment ce acolo ajung judecători apelați politic. E clar că este afectată, doar ar fi nimodiez din partea mea să spun. Dar atunci, doar când se vorbea de Curtea Constituțională, se vorbea că de ceva sfânt, de ceva, încă o dată să-mi fie iertată aprecierea, dar într-adevăr e așa. Eram la o întâlnire care, când eu am fost raportor, mi se pare, pe hotărârea de amânare a decretului, care era vorba de rechemarea tuturor primarilor, dacă vă amintiți, în 2000. Da, mi-amintesc. Și numirea altor primari. Păi asta atunci a fost o încercare pentru Curtea Constituțională. Eu am fost raportor, eu mi-am dus aminte când ne-am așezat în deliberări, nu spun mai mult nimic. Dar când eu am spus ce propun plenului, judecătorii 5 minute, eu spun în cap și nu o spun nimic niciun cuvânt. Responsabilitate și demnitate ceea ce noi ia să adoptăm. Și am anulat. Păi după ce eu m-am dus, spune eu, stai, mă, ta ești și ala, dar spate eu spun mâna pe mâna ta. Și în încheiere, pentru că timpul ne presează, de 30 de ani, cetățenii Republicii Moldova au o sărbătoare pe 31 august. În Constituție, articolul 13, ce spune? Păi, știți, în jurul articolului 13, de acum atâta discuții, mi se pare că... Dar hai spuneți un punct de vedere al dumneavoastră. Păi, trebuia rezolvată încă atunci. Nu ați rezolvat-o. Dar nu noi, asta de acum, scuzați-mă. Nu s-a rezolvat. Da, asta în 94... Curtea Constituțională a anunțat un verdict, trebuie să fie votat în Parlament, nu s-a reușit. Păi, de regulă, vedeți dumneavoastră, asta e corect, da, și a fost adoptat corect, dar problema constă în aceea că în cazurile când Curtea Constituțională adoptă adresă sau în față de Parlament, este de acum problema legiuitorului. Și multe, eu pot să mă greșesc, dar poate să fie, dacă ne uităm în plan istoric, adrese care au fost făcute în Parlament de a modifica legislația,
de a o completa și așa mai departe, poate care nici astăzi nu sunt îndeplinite, fiindcă este voința legislatorului. Dar dacă să luăm problema legată de acești 30 de ani de discuții, într-un stat democratic, nu cât de mult era rezolvat, dar în orice caz se termina discuțiile, atâta vorbă, că încă o dată aduce argumente în ceea ce am spus de la bun început. Lipsa continuității în gândire și în realizarea problemelor statale. Eu aș vrea să închei cu niște cuvinte mai generale, care constau în următoarele. Am pomenit astăzi că noi, cei din primul parlament, am avut niște scopuri, niște viziuni care credeam că lumea va trăi mai bine, că lumea va avea de toate. Dar și noi, tot dumneavoastră a spus că s-a bătut pasul pe loc. Bătut pasul, de cu atât mai mult. Noi am avut în 28 de ani foarte multe lipsuri, a dus după sine independență. E foarte multe sărăcie a adus-o. Vă amintiți când îmblam cu taloanele așa numitele pentru a-ți cumpăra o pereche de încălțăminte și haine. Dar eu am spus-o la festivitatea închinată 25 de ani a independenței, Palatul Republicii, unde în discursul meu eu am spus că, cu păreri de rău, noi cei din primul parlament am rămas dezamăgiți în ceea ce noi visam și ceea ce noi credem că o să fie. Și așa întreaga societate. Iată, avem 28 de ani, acum eu pot să repet fix același lucru. Și o închei cu aceea că, da, Domnul, să fim sănătoși și dacă ne vom întâlni la 30 de ani, măcar atunci să am ce spune ceva alt. La mulți ani, Republica Moldova. Decât este situația în realitate. Vă pare rău că ați semnat independența? Nu, cum așa? Ați mai semnat o dată? Păi, două independențe nu există. Două independențe nu există. Sigur că da, în cazul de față, noi nu vorbim de... Dar dacă vreți, vă răspund concret, vă răspund. Da, eu am votat așa două. Mulțumim pentru această discuție. Știți când? Când s-a... Exact, când ea a fost arsă și noi am restabilit-o. Fiecare ne-a pus din nou semnătate. Nu, eu întrebarea era eu că înțeles, dacă foarte... după 28 da. De ani ați mai pune da. Odată semnătura pentru ca am statul înțeles, Republica Moldova să fie unul independent, indivizibil, suveran. Da, și atât. Mulțumim pentru discuție. Poftim.